vineri 10 mai, la Centrul de Conferință al Forțelor Navale, a avut loc simpozionul aniversar organizat la împlinirea 110 ani de la înființarea Corpului Maiștrilor Militari de Marină. La activitatea organizată de Statul Major al Forțelor Navale și Liga Maiștrilor Militari de Marină, au participat contraamiralul de flotilă Dr. Ion Condur, locțiitorul comandantului flotei, comandanți de unități de marină, maiștri militari în activitate, rezervă și retragere, membrii ai ligilor și asociațiilor cu profil de marină, elevii școlii militare de maiștri militari a Forțelor Navale, amiral Ion Murgescu. În cadrul simpozionului au fost prezentate evenimentele care au marcat evoluția acestei categorii de militare a Forțelor Navale și au fost acordate diplome, medalii și plachete onorifice celor care s-au remarcat prin activitatea desfășurată. Șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiralul dr. Alexandru Mărciu, a transmis un mesaj maiștrilor militari, mesaj prezentat de contraamiralul de flotilă dr. Ion Condur. La momentul actual, când forțele navale române, ca întreaga armată a României, traversează o perioadă de profunde transformări, nu numai în ceea ce privește structurile organizatorice, dar și în ceea ce privește armamentul și tehnica, misiunea dumneavoastră devine și mai complexă. De aceea este imperios necesar să continuați să vă pregătiți pentru exploatarea și menținerea tehnicii parametri funcționali, să vă ridicați nivelul cunoștințelor militare de specialitate și metodice și să fiți la înălțimea cerințelor impuse de riscurile și provocările războiului modern. La acest aniversar, cu prilejul împlinirii a 110 ani de la înființarea Corpului Maiștrilor Militari de Marină, adresez mulțumiri tuturor maiștrilor militari de marină și vă urez multă sănătate, fericire și tradiționalul bun card înainte. La 110 ani de la înființarea Corpului Maiștrilor Militari, aceștia reprezintă tehnicienii marinei, cei care fac posibilă funcționarea aparaturii și tehnice de la bordul navelor și duc mai departe tradițiile marinărești ale înaintașilor.